Vorbesc, domnule deputat, despre întâlnirile cu oamenii din județ. Ce așteptări au aceștia? Dacă au fost înșelate, ce le oferiți? Păi bine, întrebarea e standard, o repet în mod constant. Sigur că au fost înșelate așteptările, sigur că dacă priviți municipiul Călăraș, care este ca după bombardament, dar de ce credeți că au dezvoltat acest bombardament, așa zis, pozitiv, în sensul că sunt refăcute străzile, ca să fie frauda mai mare la buget, pentru că până la urmă ar trebui să vină cineva să ne prezinte în spațiu public și cheltuielile cu privire la acele lucrări. Să le analizăm, să vedem dacă ele sunt încadrate în standardele normale. Nimeni nu iese în spațiu public să ne spună, domnule, strada București a costat atât și are caracteristicile tehnice pe care le prezintă cel care a încheiat contractul. Sunt cetățeni care vă comentează pregătirea profesională, zice, Dumitru Coarne este un fost polițist, un polițist bun, ce-i drept, are studii în administrație, mai puțin este recomandat pentru administrație, pentru că este un bun politician și aveți expertiza în drept. V-ați descurcat bine în administrație, domnule deputat? Eu, dacă bine, mult mai bine decât toți cei pe care dumneavoastră îi știți din județul Călăraș. Nu bine, mult mai bine. Eu știu exact ce trebuie făcut. Eu știu foarte bine că un președinte de Consiliul Județean trebuie să știe cum să așeze lucrurile în organigramă. Trebuie să știe să maximizeze oamenii care au expertiză pe domeniile respective. Pentru că nimeni nu le știe pe toate. Eu sunt conștient de acest lucru și am această expertiză în a organiza o comunitate. Eu am fost președintele cele mai mari federații sindicale din România. Da? Am avut 100.000 de membri. Aia înseamnă că am știut să creez și să maximizez acea organizație. La fel și la Călăraș. Este simplu de rezolvat problema, dar sigur, cei care ți-au trasat această întrebare au o temere. Dar nu e o problemă. Eu îi provoc la o discuție și o dispută publică pe tema asta a administrației publice locale. Să vedem care, ce știe, cât știe și cât poate fiecare dintre noi să iasă în spațiu public și să demonstreze că, știu eu, îndeplinește acele nevoi principale ale cetățenilor. Siguranță, sănătate și educație. Domnule președinte, domnule deputat, ce ați îndreptat în administrația condusă de echipa Vasile Leuț? Ce trebuie îndreptat urgent? Cu ce ați început? Păi aș începe cu evaluarea financiară. Întotdeauna încep de la bani. Încep de la evaluare financiară și vezi dacă acele lucrări sunt evaluate corect. De acolo aș începe. Domnul președinte spune că ne asigură de fapt că sunt transparente total, că sunt în grafic, sunt de calitate și că dezvoltarea continuă. Eu am oarece suspiciuni. M-ați întrebat, eu v-am răspuns clar. Eu aș începe cu evaluarea financiară să văd calitate-preț. Simplu. Calitate-preț, calitate-preț. Utilitate-oportunitate. Sunt niște lucruri simple.